Bună seara! Am făcut atâția ani zic eu de la ultimele conferințe pe care le-ați avut, încât aș uita cum este. Pentru că pandemia a întrerupt cursul firesc, zic, a tuturor evenimentelor, să zicem, și culturale, și publicești, așa cum au vrea și tot vorbită. Mulțumesc, Mărin, pentru că cuvinte, bine, înțeles că nu mă obligă la foarte mult și mă simt cumva așa mai dator și să mă ridic la nivelul lor și nu mă vor ridica. Dar cred că trebuie să mulțumim de mult pentru dragostea pe care mi-a dat-o totdeauna și mă știu de foarte mulți ani. Ca și cu părintele Ilarion, ne știu până în 90. Și multe mi-au legat, în primul rând, părintele Arsenie Papacior, la care veneam să mă auzim din când în când. Tema este o temă, zic eu, destul de provocatoare, iar însăși. Și nu mi-a fost ușor, dar poate nici greu să o aleg. M-am gândit la provocările noilor generații, dar până la urmă, când m-am apucat de scris, pentru că eu, înainte de a potrivi, ce am și scriu, pentru că mi-am mai ușor gândurile, mi-am dat seama că, de fapt, sunt niște ispite la noi provocări. Deci, cum ar fi ispitele noi generații. Și despre asta voi încerca să vorbesc. Așa, în opat, dar trebuie să mă gândesc, cred că principala ispită sau principala provocare este dependența. Dependența înseamnă că tinerii din noua generație sunt lipsiți de libertate. Sunt lipsiți de libertatea de a alege. Din niște alegeri pe care ei le-au făcut în niște contexte de foarte mici, în care și părinții au arătat cum din mine vorbim, alegeri greșite care au făcut să devină dependență și piată libertatea de a alege mai departe. Cred că asta este una din marile probleme. Nu suntem pregătiți și începând cu anii 2003-2004, eu tot vorbesc despre asta, nu am fost pregătiți și ne arătăm nepregătiți în a înțelege efectele pe care le au mediile. Când spun medii, mă gândesc la mass media generală, la ecran, la tehnologie, asupra vieții noastre. Mi-aș lua pe un geniu și un savant, un geniu și un nebun, în anii 80-70, anticipa lucrurile acestea profetic. De aceea și ziceau profetul, deși era iubit, adulat de generația aceea idiotă, el vedea foarte bine ca ce se întâmplă și se va întâmpla cu lumea. Vorbim despre renunțarea la limbaj, despre cultura magică, despre integrarea în conștiința universală, iată că încetul vedem că se întâmplă lucrurile acestea. Deci trebuie să vorbesc despre minunata lume nouă, așa cum a fost ea configurată și cum a fost anticipată în cărțile lui Huxley și un întâmplător Huxley este fratele primului președinte ONU la înființarea Organizației Națiunilor Unite. Deci era un om care știa ceva la oameni cu știință despre ceea ce se va întâmpla sau ce se urmărește să se întâmple. Din păcate, însă, ne aflăm chiar la momentul în care se pare că vom trece într-o nouă eră a ONU, adică de la cultura magică și statul magic vom trece la statul totalitar. La o legislație, la niște reguli noi, care cred că vor merge în chiar cea mai mare parte a lumii. Și nu doar relațiile comuniste, cum a fost întâlnirea comunismului, și nu doar extern, ci și intern, adică omul din interior va fi înrobit. Și dependențele, până la urmă, despre asta vorbesc. Sună foarte general așa dependență, dar veți vedea că, până la urmă, cam tot ce se întâmplă cu tinerii în ziua de astăzi este datorat dorinței unora, care, până la urmă, pot să fie și niște sisteme impersonale, de a stăpâni, de a asimila câmpul de conștiință și de atenție ai noi generații. Că, până la urmă, cei care sunt stăpâni pe mințile noastre, sunt stăpâni pe viețile noastre. Deci, bătăria se dă tot de minte. Și am structurat, să zic, întâlnirea pe câteva puncte, nu foarte multe, pentru că nu este timp, fiecare punct ar trebui dezvoltat mult. M-aș bucura dacă ar rămâne timp pentru răgați, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Îi puteți spune pe o hârtiuță sau, nu știu dacă s-au gândit organizatorii la acest lucru.
Și nu voi încerca să răspund, pentru că de multe ori sunt mai provocatoare răspunsurile, pentru că răspund direct la niște nevoi care apar și există. Deci, prima problemă pe care eu văd în viața copiilor nouă generație este afectivitatea. De mic copilul are nevoie de afectivitate și noi nici nu imaginăm, nici cu adevărat, cât de importantă este afectivitatea pe care el o simte unul din partea mamei în dezvoltarea creierului, prefrontal, al corpului calos, al amigdalei, al hipocampusului. Deci, am mai tuturor părților importante a creierului nostru. Le-am enumerat, dar în fiecare, în spatele fiecare cuvânt din acesta, se poate sta o sumă de studii. Afectivitatea este cea care generează structurile de atașament. Există trei structuri principale. Atașamentul sigur, anxios și evitant. Din nefericire, copiii care nu au parte de un răspuns, de o prezență sigură a părinților, dezvoltă ori un atașament anxios, ori evitant. Femeile mai ales anxios, bărbații mai ales evitant. Și astfel că toată viața vor duce în spate această tipologie și care îi va putea marca major în alegerile și în interacțiunea cu ceilalți. Pentru că cei care au un atașament anxios, le e frică permanent că pierdă afectivitatea celuilalt și de aceea reproșează, intră în conflict, sunt uzurpatori. Iar cei evitanți sunt cei care fug, pentru că nu știu cum se gestioneze emoțională relația și fug de relație. Fug de întâlnirea cu celălalt. Vă dați seama că dacă se nimerește într-o familie un profil anxios cu unul de femeie, un invitant de bărbat, e o dramă. Pentru că niciodată femeia aceea nu se simtă afectivitatea, iar bărbatul va fi terorizat de anxietatea femeii. Și, în general, aceste structuri de atașament se manifestă în toate momentele vieții noastre. Asta e doar unul din exemple. Din punct de vedere al afectivității, mi-amintesc de un studiu pe care îl urmăream acum 20 și ceva de ani despre faptul că stresul în primii ani de viață contribuie la distrugerea rețelelor neuronale, a creierului în sine. Și mă uitam pe niște remeneuri făcute, copiii cu stres mare aveau până la 30% mai mic creierul decât ceilalți, în medie. Așa cum băutura, de pildă, ca și obicei, la femei în special, scade cu 11% greutatea și volumul creierului. Se distrug structuri neuronale, se atrofiază. Dar poate că puțin realizează că acei copii pe care vedeam necantitapați sau necantitapați care au trecut din, să zic, orfelinate sau așa, nu sunt handicapați de nimic, ci pentru că au fost foarte stresați. Nu s-au născut handicapați. Și stresul respectiv le-a afectat dezvoltarea creierului. Și cu aia vă plecat în viață. Comunicarea ca un copil să vă comunice și comunicarea este esențială în dezvoltarea creierului. Este poate unul din cele mai importante lucruri, pentru că cu comunicare, care este și emoțională și verbală, încep să formeze structurile de limbaj, care sunt la baza dezvoltării creierului. Copilul are nevoie de prezența mamei, de chipul mamei, de glasul mamei, de zâmbetul ei, de mimica ei, care, înțeles, în studii psihologice făcute de psihologie experimentală, fascinante, cum o mamă, numai prin faptul că zâmbește și arată o înțelegere, copilul mic, până într-un an, până și ceva, până doi, este, este bucuros și liniștit. În momentul în care mama nu-și mai mișcă trăsăturile feței, copilul intră în panică și începe stresul să se crească proporțional cu timpul în care mama stă și se uită doar la el. Gândiți-vă că sunt mame depresive astăzi care nu mai suportă copiii strigând, țipând și care când îi văd intră într-un blocaj emoțional, pentru că ele însă au venit cu o traumă din copilărie sau din viață și copilul acela suferă foarte mult. Acesta este un stres care le afectează la copii dezvoltarea psihoemoțională, performanța cognitivă, memoria, funcțiile executive. Din păcate, și nu-și vor dezvolta limbajul, care este esențial. Din păcate, părinții astăzi, și anticipez puțin ce o să vorbesc, preferă de multe ori să scape de copii și să-l lasă în mijlocul, în mâinile
mass mediei, pe care îl privesc așa ca un eveniment drăguț și inofensiv în viața lor. Și odată pus în fața ecranelor și am văzut copii de la 6-a până cu un an, cum am văzut mai târziu, care rămân hipnotizați ore întregi pe zi și părinții nu se întreabă, sau nu știu problema dacă aceasta nu cumva e o experiență negativă pentru dezvoltarea creierului lor. Studiul arată că este. În principiu, până la 6-a au copii nu avem ceva de ecran, vorbeam cu adevărat. Sunt trei perioade mari de dezvoltare a creierului omului. Până la 6, 12, 12, 21. Cam până la 21, 22 se definitivează cortexul prefrontal, deci ultima parte a creierului care ține de controlul emoțiilor. De aceea, băieții, până la vârsta respectivă, sunt în general, au comportamente de risc foarte ridicat. Și, în general, și băieții și fetele au un nivel de discernământ mai redus. De multe ori le spuneam în conferințe, dar e bine ca gândurile, dacă se proiecte la lege, să se survină undeva acolo, după 20 ceva de ani, pentru ca să fie completată dezvoltarea aceasta. Vă spune, dar de mult, cum se petreceau lucrurile? Nu mai trăim același vreme. Atunci hotărau familiile, hotărau contextele, erau în aceeași regiune, aceste știau, erau în aceeași comunie, astăzi nu. Fără un minim de șernământ, nu merge și prost. Și până trebuie și toată viața ca nimeni prost. Din nefericire, aceste ecrane sunt factori de stres, de agresivitate. Chiar dacă copilul se uită la desene animate pe un ecran micuț, el se stresează. Și stresul respectiv intră pe zona amigdalei, pe zona amigdalei, dar și pe axa aceasta, hipotalamus, hipofiză și adrenale sau supraadrenale, și afectează endocrin întregul organism al copilului. În momentul în care se eliberează din eveniment așa de stresant, deja creierul încearcă să se refacă, dar este stresant evenimentul, dar același timp este captivat. Și vom vedea că și dulciurile lucrează pe aceeași zonă. Problema cu stresul este că el conduce la stresul și violența aceasta a ecranului. Mișcările bruște din câmpul de vizual al copilului este un factor de stres. Deci nu gândiți că trebuie să bază violență. Pur și simplu, dacă vede mișcări schimbări bruște, acela este un factor de stres. Care este inhibitor pentru dezvoltarea creierului copilului. Nu mai vorbim de violență, adică când ajung să vadă lucruri care chiar sunt violente, lucrurile se duc mai departe. În general, noi avem niște senzori de sensibilitate privind evenimentele care se petrec în viața noastră și care reflectă cumva așa un dat pe care îl are omul de a fi compătimitor cu ceilalți, de a fi empatic. Empatia este profilele, din caracteristicile care vorbește mai mult despre capacitatea omului de a comunica. Capacitatea omului de a înțelege pe celălalt. De a socializa. Din păcate, trăim într-o societate în care empatia începe să fie anihilată de mesajele culturii în care trăim, în special de violență, fotografie, de nebunia tuturor lucrurilor care se petrec în jurul nostru. Și ne gândim la copii care cresc cu această agresivitate sau cu acest tip de mesaje, lor se procește această sensibilitate privind relația empatică cu celălalt. E mai grav decât o puteți imagina lucrul acesta. Pentru că un om fără empatie va fi incapabil să-și construiască o familie, să comunice cu soțul sau cu soția, cu copilul. Adică, ca să poți comunica, trebuie să înțelegi pe celălalt. De multe femeile se cred că bărbații nu sunt empatici, pentru că ele, prin fire, sunt mult mai emoționale și mai empatice. Dar nu vă fac să ziceți, Luici, că violența aplicată și femeilor le produce această desensibilizare a răspunsului empatic. Studiile sunt în scop suficient. Eu am înțeles lucrul acesta cu ceva în urmă, în baza unei experiențe pe care am avut-o vorbind cu tinerii care se drogau. Asta s-a întâmplat în 96. Și la un moment dat, trebuie de un băiat Viorel, prima, era la dezintoxicare, în București, la spital. Ce face pe el să drogheze, sau ce stare îi dă drogul, mi-a zis că îl face să se simtă ca Dumnezeu. Zic, nu asta, cum vine lucrul ăsta?
Zice, păi, vedeți, dacă vezi un copil pe două mașini pe spune ce face bucăți, te uiți la el drogându-te ca și cum ar fi fost lovit în picioare un gândat. Am stat și m-am gândit puțin mai multă vreme ce a vrut el să-mi spună. Asta, așa se ce a exprimat el percepția. Și târziu am înțeles că, de fapt, sentimentul acela pe care el considera că este demiurgic, era, de fapt, o ruptură care se producea în sufletul lui în raport cu durerea celuilalt, mai ales a unui copil. Criminalii cât sunt ei de mari, empatizează cu suferința copiilor. Citiți aminte din Casa Morților, care este spectaculoasă multe, și vedeți că se comportau ei înșiși și în anumite situații ca niște copii. Păstrează și criminalul în sufletul lui o zonă de curățenie și o zonă capabilă să empatizeze. Pentru că asta este, până la urmă, cred eu, lucrul cel mai uman sau care ne aseamănă și la unul cu Dumnezeu și la tot Dumnezeu în lucrul uman. Asta este un mai mult har. Cu timpul am realizat că omul cu câțiva timp mai mult de Dumnezeu, cu atât este mai empatic cu întreaga creație. Știți la Sfântul Siluan că se mulțumea când vedea pe cineva că rupea pur și simplu plantele, când trecea fără să fie nevoie să o facă. Erau plante, dar era atât timp cât nu e nevoie să faci un lucru rău. Părinții mari sunt foarte atașați de tot ce înseamnă viețuitoare. Pentru că ei sunt foarte empatici. Și are o vorbă Sfântul Dorotei în Filocalie, că Dumnezeu este soarele și oamenii sunt ca razele. Și cu cât apropie mai mult de Dumnezeu, că apropie mai mult de toți ceilalți oameni. Cred că asta este logica. Noi avem o forță empatică, un har pe care lasă Dumnezeu. În momentul în care acesta, când se desensibilizează, se distruge, noi nu mai putem să iubim. Ceea ce se întâmplă cu mulți tineri din generația nouă. Eu mă apucă puțin revolta când stau, merg pe cântă cu taxiul și aud radio și acolo vă cântă ce despre iubire, fetele cele, și mă gândesc câte dintre ele mai iubesc sau mă ajut și aia dragoste. Adică atât de mult s-a denaturat dragostea și a devenit un sex și alimentarea propriului ego, că și zic, mă gândesc că totul este așa ca o fel de hai să contăm un petre de dragoste. Dar nu mai are legătură cu dragostea, pentru că de multe ori, noi tine, noi generații, în lucru nu mai iubesc. Eu, acum, pe lună și ceva, am văzut pe tine și sărătunde se păstradă. Și m-am apucurat. Și zic, măi, n-am mai văzut tine și sărătunde se păstradă, de, cred că, de vreo 10 ani. Și îmi amintesc de vorbă de unui prieten, care eu, Papacio, care spunea, la un moment dat, când eram eu puțin revoltat, acum vreo 20 ceva de ani, de anumite lucruri, și asta ai nu știi, că o să, când o să vezi tineri sărătându-se pe stradă, o să te bucuri. Și zic, am nebunit. Cum să zic așa? Exagerează. Și nu exagerează. De ce zic că nu se mai sărută? Pentru că nu mai are relevanță sărături. Pentru că nu, dragostea a secat foarte mult, s-a secătuit în sufletul tinerilor în generație, din cauza experiențelor acestora prin care au trecut. Și mai mult, cel mai mult este experiențele agresivității mediatice, bineînțeles. Creierul nostru nu face diferența între o scenă, o narațiune pe ecran și o narațiune din lumea reală, adică niște fapte petrecute în lumea reală. Și atunci, tratându-le ca realitate, cât poți să duci durerea aceea? La un moment dat zici, stai la mine, de ce să mai duc? Fenomenul pe care am întâlnit la acesta de distrugere de a empatiei, de anihilare empatiei, nu era legat neapărat de mass media, era legat de droguri. Pentru că drogul în sine, când îl iei, te face să te detașezi de tot. Te simți Dumnezeu. Și eu cred că atunci fuge valul de la tine. Să nu credeți că noi trăim pentru că curge sângele, se spate inima celulele mai mult de un gram. Știți că nu se știe exact care este vârșul pe care un om trăiește sau a murit. Celulele sunt încă vii. Nu se știe de ce omul a murit. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește despre mai multe energii care lucrează în om. Energii care lucrează în orice ființă vie, însuflețită. Sunt energii care lucrează în ființă nesuflețită. Suflețită înseamnă suflet. Sufletul este animal. Animale. Toate animalele este un suflet. Nu numai omul are suflet.
Diferența între animale și om este cum mai suflet rațional. Din nefericire, spune Sfântul Antonie cel Mare, în primele capete din Filocalia 1, din nefericire, oamenii astea nu mai seamănă cu, și spunea asta atunci, nu se mai seamănă decât cu domnulare, cu omul ca ființă rațională și cu Dumnezeu, care ei după suflet, nu se mai seamănă pentru că nu mai e suflet rațional. Rațiunea este cea care îl leagă pe om, îl luminează și îl leagă pe om de Dumnezeu și de toate sensurile raționale ale acestei, ale acestei lumi. Pentru că rațiunea dumnezeiască se diseminează tot. Cu cât omul s-a putut la om de Dumnezeu, străvede prin întreaga creație, îl vede pe el și vede toate sensurile care sunt. El este, da, ar trebui să mergem mai mult ca să înțelegem mai profunzime lucruri, dar nu e momentul ăla. Ce vreau să spun este că orice lucru rău îl face, duce la o împuținare a harului. Consumul de droguri este, să știți, un lucru care împuținează harul foarte repede, pentru că din broadele simt Dumnezeu. Și când se retrage acel drog, apare așa un sevraj. O durere, o suferință, care își găsește, să zic, expresia în creierul nostru. În niște circuite, niște zone care încep să se distrugă, apar niște dependențe, comportamentul acesta de pe să generează dopamină, cum o vedea. În momentul în care s-a retras comportamentul, scade dopamină, apare o suferință cerebrală. Dar apare și o suferință duhovnicească, sufletească. Sufletul suferă. Pentru că dacă vă uitați la copiii aceștia la tine, care au depresie, mulți dintre ei, nu toți, că găsesc și depresie cu o etiologie, să zic, organică. Însă, nu mai au scop, sens pentru care să trăiască. Și asta se află tot în capacitatea lor de a mai iubi, de a se mai integra. Eu zic că într-o anumită împuținare a harului. Și de aceea, după prima sfâncitere, urmează la tentativă de sfâncitere, urmează la a doua tentativă de sfâncitere și am vorbit cu sfâncitare și tinerii sfâncitare și spuneau că nu pot să mă opresc aici. Erau la a doua sau la a treia și spun, va veni și următoarea, că nu se reușesc. Frate, la un moment dat reușesc. Dumnezeu îi lasă până la urmă. Deci și ei sunt victime. Cum ați spus, din punctul meu de vedere, deja copiii sunt victime. Ca să înțelegeți cât de important este empatia, am fost la o dată, am ținut un cuvânt la o pușcărie din România, o pușcărie de adolescență. Târgu Mureș. Și nu mi-a fost ușor. Am fost dus acolo, zic, ce să le vorbesc la tinerește care până la urmă ei sunt victime ale acestei societăți în care trăim. Chiar victime. Majoritatea promenea din Hunedoara, un oraș mort, pentru că stăpânii țării au vândut unuia acel combinat și a fost topit bucată cu bucată. Și au rămas fără loc de muncă. 90.000 de oameni, cum spuneți, da? De care aveau 90.000 de familie. Și copiii lor au început să fure, că au plecat de sănătate, mulți dintre au rămas cu bunicii, ne-au avut mâncare, nu aveau rostul și au început să plângă, fundau cu pușcările. Și după cuvânt am zis și eu să văd niște celule. Am intrat în celule respective și am văzut un tânăr acolo, zic, așa, spărat, ce-i făcut? Ce-am omorât? Dar cum l-am omorât? Păi l-am bătut pe un băiat cu vârsta de mare de baseball, până la mor, cu călătorie. Păi zic, cum așa, ai dat în capul lui? Da. Chiar nu curgea sânge? Da. Nu te gândi că doare și pe el? Ce? Nu, da. Da. Copilul era în jocul pe calculatoră, experiență de ani de zile, care ce-i făcut? Iar de noi această simță, această empatie. Dacă nu există această empatie, ne putem face tot răul din lume, fără să simțim că am produs rău privat. Înțelegeți? Deci de asta vă spun că mare lucru este să protejăm și să cultivăm empatia copiilor noștri. Asta înseamnă o anumită sensibilitate pe care se poate construi mai târziu și relația cu Dumnezeu, și relația cu soția, cu soțul, și relația de familie, și relația cu copiii, și este o lume sănătoasă. Din păcate, mesajele acestea care sunt extrem de agresive și desensibilizează emoțional copiii la suferință, la durere și distrug acest mecanism empatic, al empatiei, ne transformă în niște infirmi, nu am fost capabil să aibă o viață normală. Și asta duce la frustrări pe toate celelalte despre care voi vorbi în continuare. Următoarea problemă pe care, după lipsa afectivității, după proiectarea, să zic, în fața
ecranelor micilor ecrane, celor mai mici ecrane, pe tabletă sau ceva, copilul care au ajuns să-și mănânce pe în față, dar se dragă, nu, nu poate sta liniștit. Ca să mănânce, trebuie să-i pun ecranul și dau în gură. Poate ați văzut chestia asta pe undeva. Eu am văzut desă, ori și am auzit. Și de fiecare dată mă revolt. Păi nu s-a liniștit altfel. Păi da, oare Dumnezeu când a făcut copilul ăla, l-a proiectat ca să stea liniștit doar în fața ecranului, nu s-a convins că trebuie să mănânce? Păi, asta e nota cea mai proastă pentru tine ca părinte sau ca bunic. Că trebuie să folosești un astfel de mijloc ca copilul tău să stea loc bun. Copiii au nevoie, evident, mai mult decât adulții, dar și adulții au nevoie de macronutrienți și micronutrienți, adică aminoacizi, vitamine, minerale, acizi grași, fibrele fructelor și legumelor și așa mai departe. Din păcate, cultura aceasta în care trăim, în lumea în care trăim, nu este dispusă să ofere o asemenea diversitate. Și mai curând îți oferă alimentul ca adloc. Și alimentul ca adloc este dulce, zahăr. Nu-și imaginează oamenii că zahărul sau carbohidrații rapizi, făinoase de alte, funcționează exact ca drogurile și atunează pe aceleași zone din creier ca și drogurile. Am aici mai multe studii citate. Eu le-am citat pentru mine, să o am. Aceștia nu fac altceva decât să conducă la anxietate, la depresie, la probleme de hiperactivitate, la deficite neurocognitive, la vârsta adultă. Deci pentru simplu fapt copilul nostru mănâncă mult dulce și mult carbohidrați, va avea probleme cognitive. Și vei spune, ei, țăratul nu prea poate să gândească așa, a fost el. Nu, nu a fost așa. Este produsul experienței pe care tu ai pus-o. Din primia ta să mănânci și ceva dulce. Că de multe ori părinții zic, stai o parte de tot ce n-am avut noi. Și eu îi întreb, și credeți că este cel mai bun lucru pentru copiii dumneavoastră, să aibă parte de tot ce n-am avut dumneavoastră? Și să uite la mine în ultima pe cum adică, dacă eu mi-am lipsit, el trebuie să aibă. Păi zic, da, tu ești bine acum, poate tu ai vreo să-ți lipsi. Și copilul nu le dai cât se poate de mult dulce, pentru că problema cu dulcele care este? Nu e chiar de dulce, dar dulcele, în primul rând, dă energie pe moment, dar după ce le consumați, care îi dă energie și produce la o depresie. Ai nevoie de ea de dulce. El lucrează pe tot pe axa aceasta, hipotalamus, pituitară, renală, liniștește că pe parcursul consumului, neliniștește imediat și produce stres după. Indicat și mecanismele de, și aici am inițiez puțin, că mecanismele de recompensă. Foarte multe lucruri în viața noastră legate de recompensă. Adică faci un lucru pentru că ai o recompensă. Aceste recompense sunt mai multe feluri. Sunt recompense numai că faptul că fac un lucru și mă bucur că l-am făcut. Și aia o recompensă. Am o muncă pe care am dus-o la capăt și că sunt foarte mulțumit de munca pe care am făcut-o. Asta e o recompensă. Am mers la școală, am învățat la multe lucruri. O să-mi bucure mama. Asta este o recompensă, că se bucură mama. E o recompensă pentru mine. Alta recompensă este dacă citești cartea asta ce fac mulți părinți, îți dau 20 de lei. Da? Au 20 de lei. Și atunci recompensele devin materiale și încep să se concretizeze. Și părinții intră în jocul acesta al recompenselor fizice, care creează un sistem motivațional destul de precar. Aceste sisteme motivaționale se creează pe creier, în zona prefrontală. Deci dacă tu nu ai știut cum să-ți recompensezi copilul, și să-l faci să iubească lucrurile, să se bucure de a face lucrurile, de a le simți, de a le gândi, nu mai pentru ele însele în sine, ci totdeauna avem nevoie de zăhărerul la cala, de calul sau animalul la grădina zoologică, atunci așa reconstruim un motor motivațional. Din nefericire, toate aceste suprarecompense, recompensele mari care creează excitație, toate dau dependență. Pentru că acționează asupra unui circuit, acesta de compensie și motivațional, și sunt asociate în zonele de memorie. Nici nu vă imaginați ce este prins în această problemă. Este prins prefrontalul, amigdala, zona ventrală tegumentară, nucleul acumbeus și așa mai departe. Unde sunt prinse toate comportamentele care dau dependență. Și de fapt, dacă am început să-i dau dulce, eu pregătesc practic pentru a intra în viață ca un copil. Care și-a pierdut libertatea de a alege. Pentru că el va conta acele experiențe care hiperstimulează pentru a fi simți și că trăiește. Dar nu face decât să alimenteze un mecanism greșit, care se consolidează în creierul lui și care îl face să trăiască permanent, să zică, e ce faci, ce mă plictisesc?
pot spun asta la conferință. Eu mi-amintesc în copilăria mea și în adolescența mea, până astăzi, nu mi-amintesc în momentul în care să mă întrebe cineva să scrie și răspuns, în viața mea odată, mă plictisesc. Nu am plictisit păi și atât stai într-un loc. Și stau la o conferință la care mă plictisesc, adică trebuie să mă plictisesc, care nu lucrează. Mai am ceva, mai notez ceva, mă gândesc la alea. Dar nu pot să spun că mă plictisesc. Nu pot să spun treaba asta, pentru că mă plictisesc. Nu intră conceptul ăsta. Ei, întrebați-a să faceți un sondaj cu tinerii din noua generație și o să vedeți câți dintre ei se plictisesc. La toate vârstele. Dar am spus spre cele mai mici, la 5 ani, 6 ani, și să spun mă plictisesc. Ei, plictisarea ceea ce este. Este o dezactivare a circuitului motivațional. Nu am motivație să facă nimic. Și atunci se plictise ca și cum asta degeaba. Aștept ca ceva să mă captiveze, ceva să mă provoace. Ca să pot și eu să mă bucur de viață. Asta este o problemă foarte gravă. Pentru că aici se pun bazele unui comportament depresiv. Nu ai capacitatea să te inserezi într-un act care nu-ți aduce ție o recompensă foarte mare și acea recompensă este una special. Gândiți-vă, ne bucuram să ieșim pe stradă și să ne vedem prieteni. Și ne bucuram și eram. Nu mai bucură lucrul acesta. Mulți dintre tine erau, nu se mai bucură să te apuci celălalt, pentru că nu mai pot comunica și o să ne la problema comunicării imediat. Din nefericire, într-adevăr, dulciurile sunt o etapă necesară sau în apariția unor dependențe mai mari. Următoarele dependențe sunt dependențele de social media. Media socială. De fapt, mass media ar poate fi social. Nu e social. Că stau în fața unei ecrane, nu socializez. Mi se pare că socializez și că sunt într-o comunitate. E o comunitate virtuală. Și se pare că cât sunt mai dependențe comunități virtuale, poate sunt mai puțin capabil de tinerii de a participa la o comunitate reală. Pentru că atingerea într-o comunitate reală trebuie să stăpâne niște lucruri. Cum ar fi limbajul lor verbal, cum ar fi capacitatea de a asculta pe celălalt. Uitați-vă la tine, nu la generație. Din nefericire, cei mai mulți vreau să asculte doar pe ei. Și vor da ceilalți să-i asculte pe ei. Și de aceea sunt nefericiți. Că nu găsește pe nimeni să-l asculte. Păi da, dar nici nu le-a spus pe ceilalți. Dar lumea asta este foarte tristă, în sensul ăsta. Aceste medii, socio, media care pun pe gânduri astăzi și pe toți cercetătorii mari, numai pe cei care sunt plătiți să nu fie puși pe gânduri, nimic pe gânduri, privitor la viitorul noi de operație, sunt fenomene adictive. Super adictive. Poate mai adictive decât zahăr. Pentru că lucrați direct pe creier. E jocuri video, multimedia, socializare, toate stimulează ce? Producția de dopamină. Adică un interes mare, o recompensă mare. Cu cât e mai mare recompensa, cu atât va fi mai mare, dependența. Și spune este la droguri. Drogurile care dau dependență cel mai repede, este calea care produc excitație cel mai puternică. Cu cât curba de excitație e mai ridicată și cu cât se scade mai repede după consumul, cu atât este mai puternic impulsul de a fi independent. Se știe, de exemplu, în administrarea medicamentului ăsta psihotropic, că dacă dai un medicament care are o curbă cu un vârf gaus, un foarte mare, deci crește efectul, scade efectul rapid, foarte probabil acest medicament nu poate da dependență. Dacă acea creștere este înceată, adică am o nevoie, am luat acum medicamentul și încet, în 2 ore, în 3 ore, deci creierul nu asociază eliberarea de durere sau de problema respectivă cu medicamentul neapărat. El intră pătrunde încet și se duce încet. De aceea au început să facă astfel de medicamente cu eliberare lentă pentru a se produce dependență. Deci cu cât o experiență produce mai puternic, mai rapid, excitația și satisfacția, recompensa, gratificația, cum să spuneți, cu atât de evadat dependență mai mare. Și aceleași circuite, să vă spun, care e problema cu rețelele sociale? Care e problema cu aceste telefoane despre care eu mă rup, se fac să înțeleagă pe părinți de mulți ani, e cel mai lucru care se poate întâmpla copiilor lor. Deși spun, le-ai luat pe telefon mobil, le notați părinții. Stai liniștit, că nu au nevoie de timp. Doar să le dai mâncare, să le pui bandă, pentru în rest se descurcă. Pentru că au altă familie. Social media. Care e problema? Aceste mijloace sunt inteligente.
Noi ne gândim că este ca o carte. Am deschis-o, mă uit, citesc în ea, o închid când vreau. Nu! Eu nu citesc ce vreau. Citesc ce mi se oferă. Dar nu mi se oferă ceva mie și acelalte ție sau acelorilor. Mass media astăzi, fiind inteligente, învață preferințele. Ne învață preferințele mai mult decât interesele, tipul de prietenii, mai mult decât știm noi despre noi și decât vom ști vreodată noi despre noi. Pentru că e inteligentă. Și ne va da exact ceea ce ne place. Și cu cât ne uităm mai mult, cu atât ne va înțelege și mai bine psihologia. Și ne vor să dea lucruri care ne plac și mai mult. Și fiecare astfel de vizionare liberează dopamină. După ce intră în vizionarea care nivel de dopamină, intri în depresie. Nu ai nicio șansă. TikTok este campion, pentru că el merge pe mesaje scurte, 15 secunde în medie, până la un minut e mult. Cele care sunt pe TikTok de câteva minute nu respectă logica TikTok. Și TikTok, pentru că este în spatele lui are un sistem de inteligență artificială mult mai puternic decât altele, rapid în cele 10-15 secunde, el îți trasează profilul și începe să-ți furnizeze filmulețe care îți plac. Și dacă cumva tu ne închizi pe ăsta mai repede și tipul ăla de filmuleț nu mai trebuie să-ți dea. Și altceva, că este tot, dar nu preferințele mele. Nu e chiar așa, pentru că cu fiecare filmuleț se pot implementa noi preferințe, noi dorințe, noi simpatii. Și practic el va avea capacitatea, fără ca eu să apăs cu buton, să-mi dirigeze, să-mi adâncească niște patimi sau niște probleme psihologice pe care niciodată nu aș gândi și nu se gândește nimeni că ar putea să le rămânească. Pentru că el are libertatea, atât timp cât eu mă uit, mă expun, are libertatea să-mi modeleze mie modul de a vedea lucrurile. Dar nu e vorba numai de cognitie ca proces, să zic, de înțelegere, de conținut. E vorba de capacitatea mea de a mai gândi, pentru că ele, aceste medii, în general, nu ne permit gândirea. Mediul video nu facultează gândirea. O inhibă. Însă, cele 15 secunde în care trebuie să fiu atent, devin 15 secunde în care pot să fiu atent, în general, la orice mesaj care transmit. Tinerii să spună la capacitatea de atenție. Asta este primul lucru pe care TikTok-ul l-a făcut, a fost să sumineze mecanismele atenției. Să nu credeți că și adulții, dacă stau și se uită pe TikTok vreme îndelungată, deși au creier informat în circuitul, vor începe să dea radio, adică nu o să mai poată să fie atenți, pentru că se fac o detoxifiere de media ca să poată să reintre în obișnuința de prinderea de a dura, am vorbit deja, nu știu câți, 40 de minute. Da? În general, tine nu vorbim mai departe de mine. Că, na, asta dă locul, e profesor. Întrebați. Trebuie să facă scamatorii profesorii să țină atenția copilului captivată și nu se mai poate. De atunci trec pe butonare și pe telefon. Ce dă TikTok? Vă spun după studii. La fiecare dimineață să fac niște studii în spate. Depresie și stres. Stres foarte mare, care încă o dată duce la distrugerea creierului. Pierdere de memorie, probleme de sănătate mentală. Pierderea controlului, incapacitatea, noi avem controlul la realitate. În momentul în care nu mai controlăm realitatea, avem sentimentul că nu mai putem controla realitatea, avem o depresie. Că nu știm ce de așa. Este lucruri care țin de subconștientul nostru și noi nu le tratăm cu seriozitate, dar sunt foarte importante. Cele mai mari probleme apar în studii, rezidă în faptul că aceste mesaje personalizate sunt prelucrate de o altă zonă din creier decât mesajele nepersonalizate. Adică dacă eu mă uit la niște figurețe oarecare, într-un fel funcționează creierul, dar mă uit la niște filmulețe care sunt dedicate. Mi-au cunoscut profilul și mi le dedică. Îmi dă ceea ce îmi place. Atunci este excitată o anumită zonă din creier care generează cu siguranță dependență. Pentru că produce acela nivel ridicat de dopamină. Pentru că dacă mă uit la un filmuleț care nu m-a interesat de mult, mă uit, îl urmăresc, dar nu produce acel de excitație, pentru că produce exact ceea ce te interesează pe tine în modul cel mai profund. O altă problemă de cogniție vine de la suprastimulare. În general, tinerii astea sunt, toți sunt tineri, sunt suprastimulați. De la tot ce am vorbit până acum, suprastimulează.
Ei bine, lumea reală nu este suprastimulată. Așa a făcut Dumnezeu lumea ca să lase, lase libertate. Adică tu te duci către celălalt, tu te duci către, către natură. Nu vine natura să te, să te seducă și să te, te asasineze, să te absoarbă. Îți dă libertate. Dumnezeu este Dumnezeul libertății. Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul real, Dumnezeul libertății. Ceilalți idoli, nu. Aceia sunt... Deci, ăsta este unul din, din modul în care deosebiți pe Dumnezeu și adevărat și un plâng la Dumnezeu față de cel care... Dumnezeu niciodată, de experiențe mari după din cer, cu cât sunt mai mari, lasă mai multă libertate ucenicului. Îl sfătuiesc, îl îndeamnă, cu durere, dar nu-i voia libertatea, pentru că Dumnezeu este... Ei îl reprezintă pe Dumnezeu, care Dumnezeu este, este a libertății. Lasă libertate. Experiențele firești, lectura, cursuri în natură, relațiile simple, comunicare, nu sunt hipnotice. Nu dau dependență, nu te supra-stimulează. Și atunci tine nu se mai pot insera, nu-i mai motivează. Au nevoie de ceva, au nevoie de muzică cât mai tare, au nevoie de jocuri de lumini, au nevoie de senzații gustative, au nevoie de droguri ca să păstreze acel nivel de excitație care îi face și pe ei să se simtă că trăiesc. Eram în Grecia și aveam un prieten georgian, Cahabel. Fratele lui Gheorghe fusese șeful poliției secrete georgiene în familie nobiliară ei, combatere crimă și mai departe. Și i-au cu nicio mai multe prieteni pe front în războiul cu rușii de atunci. Și el a început să drogheze. Din suferința pe care a avut-o, avea familie cu copii, avea... Dar au început să consume droguri. Avea drogurile pe mână, că vorba era director la această unitate. A înaintat. Și a pierdut familia, și a pierdut casă, și a pierdut tot. Și la un moment dat s-a dus la un coleg de-a lui și a zis, măi, hai să ne lăsăm de droguri, care se drogau pe mână. Băi, Gheorghe, ne lăsăm, dar ce facem cu timpul? Mi-ai zis prietenul meu, Georgia Frasu. Și atunci m-am problematizat. Și ce am vrut să spun eu ce facem cu timpul? Timpul pentru omul care trăiește în dependență devine o problemă. Pentru că clipa care urmează nu e prietenă cu timpul. Decât dacă este a drogului, a substanței sau acel comportament. De-aia copiii se plictisesc. Că nu suportă timpul. Iar cei care ajung în bragul sinuciderii sunt puținează atât de mult harul că nu suportă clipa care urmează. Eu am înțeles de aici că nu suntem mișcați pe timpul înainte, dar nu suntem stare de har. Așa cum spuneam la început că suntem mișcați către empatia celălalt, după anumite stare de har. Iertați-mă, după ce vorbim, după ce, pentru că așa, înțeleg lumea. Deci sunt harisme, sunt lucrări ale harului, ale energiilor dumnezeiești care îmi dau aceste puteri. În momentul în care le pierdem, devenim ca morți. Deci omul care nu mai poate să-i iubească este un om aproape mort. Și se amăgesc tinerii cu sensualitatea, cu apropierea trupului celuilalt la care nu mai au acces în sufletul lui. Se amăgesc pentru că nu mai pot să meargă dincolo de trup în suflet. Și tristă, și întâlnirea aceea devine tristă, mecanică și de aceea se și schimbă. Pentru că nu are bazele normale. Ei nu mai au empatie. Din nefericire, toată publicitatea, dacă mă întrebați ce face publicitatea rău, multe lucruri face rău, dar cel mai important este că îi face oameni foarte egoiști. Pentru că publicitatea îți hrănește ego-ul, ai nevoie de obiecte ca să fii fericit. Și tu ai dreptul la acest obiect. Ea tot timpul spune că ai dreptul și că trebuie să consumi și trebuie să ai ca să poți fi fericit. Eu produce o modificare acolo, un conținutul, contentul ăsta al gândirii, al simțirii umane, în care toată lumea trebuie să se crească ție. Gândiți-vă că un astfel de om nu mai poate să țină o familie, nu mai poate să facă ceva, un lucru bun cu ceva, pentru că e foarte adunat în egoismul ăla. Și un om suferit. Vedeți că cât de logic și cât de continuu lucrează toate, una se susține cu cealaltă, vorbim de elementele acestei culturi pe care eu numesc cultura morții. Și o spune ce la sfârșit, de ce? Urmesc cultura morții. Pentru că s-o pune la viață. S-o pune vieță. Copiii simt nevoia mai cu seamă copiii. Cu cât omul e mai curat, poate simte nevoia mai mult să comunice.
Ei chiar dacă sunt, să zic, afectați, tot ar vrea să comunice, dar nu pot. Suferă, că nu pot. De ce stau împreună? Stau împreună, dar stau pe telefon. Nu mai pot să comunice, că ca să comunice, să trebuie niște lucruri pe care ei le-au dobândit. Și vorbeam mai devreme. Limbajul non-verbal presupune mai mult de 50% din comunicare între noi. Nu cuvinte, limbajul non-verbal, pe care ei nu l-au dezvoltat, că se dezvoltă doar prin interacțiune cu altcineva. Nu știu cum să-și manageze sentimentele și emoțiile în comunicare, o chestie foarte gravă. Care tot așa, dacă au avut parte de experiențe negative, afectiv vorbind, copilărie, părinți divorțați, depresiile părinților, agresivitatea mediului, ei nu se mai dezvoltă normal. Mă gândeam zile trecute, pentru că, da, s-a și am venit la conferință din anumit și mă gândeam la lucrul ăsta, se întâmpla și într-o societate tradițională, să zic, să plece o mamă, sau să plece o tată, sau să moară și să rămână doar unul din părinți, care nu avea timp și forță să stea cu copilul, că nu ai timp și forță, stai tot timpul. Și erau și oameni mai duri ca astăzi. Totuși, creșteau sănătos. De ce? Pentru că mediile acelea erau medii de siguranță. Adică se simțeau siguri. Atașamentul nostru dezvolta normal. Vecinii erau oameni normali și dacă își vedeau copil, îi vorbeau frumos, știau că universul lor este un univers care îi protejează. Deci, până la urmă, acesta este cel mai important lucru. Să simți că ești protejat. Dar mediile de astăzi, să știți că nu mă oferă același sentiment. Din potrivă, îți oferă sentimentul vulnerabilității. Sunt mult prea agresive. Strada e mult prea agresivă. Mașinile, zgomotul, lumea, fiecare cu egoismul lui și copilul nu mai vede o mână întinsă, chiar și spiritual vorbind. Eu cred că și lumea duhurilor sunt mult mai multă nebunie, mult mai mult zgomot, care face ca copilul să se simtă neliniștit. Și neliniștea asta îl face să fie pradă acestor medii și să trăiască cu ea și toată viața să fie tulburat, să fie vulnerabil, să se simtă vulnerabil. E bine, acești tineri nu pot comunica, ce acumulează frustrare. Frustrare. Frustrarea este un lucru foarte rău pentru că te simți nedreptățit. Și au fost nedreptățiți. Pentru că lumea nu le-a oferit un mediu care să-i crească, să-i dezvolte cum trebuie. Se simte nedreptățit pentru că ea nu știe nevoie pe care nu știe pot împlini. Nevoia de a iubi, nevoia de a comunica, nevoia de a fi ascultați, de a putea face ceva. Veți vedea mai târziu pur și simplu de a fi util. Nici măcar atât așa. Acumulează frustrările care îi seacă și îi fac să devină agresivi. Dobândesc, mulți dintre ei își construiesc niște răspunsuri de apărare în fața lumii pe care o sunt foarte agresivă, răspunsurile acestea sunt răspunsuri de agresivitate. Se luptă pentru că sunt vulnerabili. Lovesc primii ca să nu fie loviți, chiar dacă nu se mână, se lovesc. Și așa se construiește un comportament agresiv. Paradoxul lumii moderne este că tinerii sunt hiperconectați și singuri. Este că nu mai este nevoie de gândire, nu mai este nevoie de memorie, nu mai este nevoie de conștiință. Țineți minte, nici gândire, nici memorie, nici conștiință. Sunt lucruri de gravitate extremă. Și eu mă gândesc cât de grave pot să fie. Și cred că puteți să fie o conferință numai pe tema aceasta. Pentru că mediile ne-au gândesc în locul nostru, mediile ne stimulează emoțiile, iar memoria nu mai este esențială. Totul este proiectul ecran. Dar ce se mai folosesc pe memoria? Însă memoria este baza identității noastre. Avem o memorie a vieții înaintașilor noștri, a tuturor lucrurilor care s-au petrecut și în viața noastră și în alte vieți. Tinerii astăzi, trecuți prin această nebunie mediatică, ați văzut la un moment dat, cum am spus, au afectat memoria. Grafic. La TikTok. O suplantată încărcare informațională. A apărut un overload informațional care vă spune ce înseamnă asta. E prea multe informații. Bine, și se creează un smog informațional. Bun, și problema este că din anii 60, 50 ceva, se știe că omul nu poate prelucra mai mult dar o minimă de informații. Au făcut experimente psihologice și au constatat că dacă crește cantitatea de informații, capacitatea individului de a recepta și a transmite mai departe informația se plafonează undeva. Deci peste aia, el nu poate. Dacă spui, de exemplu, îi dai niște numere, îi dau niște numere, 10, 20, 30, 50 de numere, eu ți le spun și tu mi le reproduci. Peste un anumit nivel de viteză, crește la viteză,
dai error. Și la un moment dat nu mai puteți duce și te plafonezi. Tot atât am zice. Nu putem mai multe informații. Sigur că această capacitate se poate crește. Dar ea tot undeva va avea o limită. E bine, în momentul în care nu este expuși la foarte multe informații, le spun la multe la oameni, nu mai stați expuși la mass media. Nu vă folosește. Minte democratică. Dacă tu ai aici 100 de biți, nu sunt mai decât 5 biți pentru cele importante din viața ta. Gândire, simțire, că nu poți prelunga mai multe informații. Și vezi că oamenii care sunt prizonieri acestor lucruri. Sunt epuizați. Și domne, eu mă uit și în lumea asta, vedeți? O să constatați, că nu mai pot să facă nimic, în jur pe cele mai simple. Ajung. Asta e mai problema de România și nu mai România. În Europa, că de-aia se pune inteligență din România. E peste tot în lume. În lumea dezvoltată. Nu mai aia care sunt. Nu mai pot să fac nimic, pentru că ei sunt depășiți de aceste mecanisme. Smog-ul informațional. Nu mai au cum să ducă mai multe informații. Și atunci se blochează. Paralizează. Și spunea într-o via stresului Toffler în anii 60-70 că depășirea aceasta, supraîncărcarea aceasta a percepției, a cogniției, a proceselor decizionale, îi face pe oameni la un moment dat să depună armele. Îi duce la nevroză, îi duce la psihoză, în faze avansate. Oricum, oamenii să trăiască într-o zonă a patologiei psihologice. Nu mai numai faptul că sunt supraîncărcați cu decizii. Securizați. În România și nu numai în România, peste tot lumea decizională, decizii sănătoase, puternice, de ieșire, este cea mai bine plătită. Dacă îți consumă cel mai mult resurse. O altă problemă este adevărul. Într-o lume în care adevărul e relativ, multe adevăruri, niciun adevăr nu are relevanță. Nu ne dăm seama, dar expunerea la toate televiziunile, la toate mesajele, la adevărul, fiecare adevărul unui și, de fapt, orice idiot poate să exprime pe rețele de socializare și pentru că este inteligent, știe cum să-l aranjeze, cuvântul îi pare adevăr, nu mai are relevanța adevărului. Veți spune și eu. Vă dați seama că toată viața omului e construită pe întemeiată pe o identitate și pe niște valori care țin de adevăr. Deci în momentul în care nu mai contează nimic, tu nu mai ai niciun reper. Și apare un haos, apare o anomie, o chestie psihologică. Deci tu nu mai ai nicio regulă, nicio lege, nu mai înțelegi care e regula și de ce se întâmplă cu tine lumea asta. Și atunci vei accepta, evident, tot ce se oferă, adică sistemele de spălare a creierului, care vor veni să deslocuiască acest vot, punându-ți acolo și repetându-ți din lui. Eu și mă gândeam zilele trecute, de vorbeam cu care zic, mă, dar cum vreau oameni să crede prostiile astea? Și el zice, dacă le-am tot timpul. Păi da. Una din legile manipulării este să repeți. Nu contează. O să repeți cea mai mare niciuna din lume. Există experimente, de așa ceva. După un anumit număr de repetări, vei crede. Vei crede că aceea este adevăr. Dar nici nu mai contează că nu-i vrem în adevăr, este un din adevăr, e adevărul tău. Dar de fapt, vrei de asemenea că el s-a fost inculcat. Asta face că acești copii care se zic că sunt radă și telefoane mobile și acest tot tipul de mesaje, au ajuns, trebuie să o spunem, la un nivel de analfabetism cultural. Analfabetism, funcțional și în toate felii. Analfabetism. Deci nu știu mai nimic. În general, părinții și aici este o mare discuție. Dar o să las că tu mai târziu, sper să apuie. Viitor la școală și la ce asta pe școală cu copii. Și ajungem la calculator, la Google, la chat, GPT. Aceste sisteme de inteligență artificială, cum sunt ele, au și ele un efect negativ, în sensul că renunți la mai memora lucruri. Toate se află acolo. Renunți chiar la mai gândi. Gândește ceea ce GPT pentru tine. Nici nu mă imaginați ce de pe să crească. Așa cum a crescut TikTok în voia de 3.000 care sau Facebook-ul, să zic cum vece. Acum spune și așa, așa o să fie asta, nu mai nu e nici la ce viteză mult mai mare. Vor schimba complet realitatea. Și cum este, copiii se duc acasă, le intră pe ceea ce pică până întrebări, le iau textul, bagă în foaie și le dau la primul la profesor. Profesorul se face că citește. Am pe cineva, un copil, mi-a apropiat în București și îmi spune,
absolut toți studenții la o facultate nu fac altceva decât să preia mesajul de clasă și profesorul știe. Chiar o profesoară zice că ceea ce critică i-a schimbat viața. Și am gândit, bă, ce viața avea ea dacă a schimbat viața. Ea își face lucrul acum cu ceea ce critică. Eu face lucrul cu ceea ce critică. Eu l-am probat, l-am testat. Am și mai să văd cum lucrează mașina asta. Și am pus întrebări. Foarte specioase. Și mi-am dat seama. Unul că nu vrea să-mi răspunde. Îmi spune că sunt politici publice și nu le poate încălca. Păi stai, ești sau nu ești inteligența artificială? Bine, am pus să desenezi o membrană celulară și cum se produce o cascadă, cum declanșează o cascadă de semnale, de evenimente celulare, i-am descris toți, desenează-mă. Versiunea avansată. Pa. Nu că sunt politici publice. Îi pui o întrebare, stă 20 secunde să-mi răspundă. Dar tu vorbești că ce ești om, că și nu o să le răspunde mai repede, că știe și știe, știe. Uitați-vă că această inteligență artificială este cuplată la toată baza care este infinită de informații. Și poate să-mi dea într-o secundă răspunsuri. Nu. El este făcut așa fel să lucreze încet, să-ți dea răspunsuri relative și să te minte foarte mult. Am continuat, am constatat că minte mai mult decât oamenii. La modul real, nu vă exagerez deloc. Dacă îi puneți întrebări mai precise, o să vedeți că începe să minte. Și la întrebat, deci la ce folosește? Folosește pentru că dă oamenilor sentimentul că gândește în locul lor. Și asta e o mare problemă, pentru că unii vorbim să se mai gândească. După regula remeclată, orice artefact, orice construcție, orice extensie a unei puteri umane, am putea să putere. Vedeți ochelarii ăștia, cu cât au o fie mai mare, cu atât le voi vedea mai prost fără ei. Cu cât m-am îmbrăcat mai gros, poate o să fie mai fric fără haine. Orice fel, cu cât folosesc mai mult automobilul, poate o să fie mai greu să merg pe jos. Orice extensie a unei puteri umane, am putea să putere, funcția. Astfel că ceea ce PD-ul va amputa și această funcție de a gândi a unui mare părți a populației. Eu nu vă spun ca pesimist, că sunt un om foarte optimist. Din fire sunt foarte optimist. Eu vă spun ca realist. Identitate de ce? Problema identității e problema mare. Eu am obținut o conferință pe tema identității cu alte până, dar cu 15 ani. E fundamental în tot ce facem noi. Identitatea este baza noastră, reperul nostru fundamental în orientarea lor. Da, identitate, nu știu cine ești, cum te poți orienta. Că cum s-a dat studii în state, că populația hispanică, cei care își recunosc identitatea și și-o promovează, au cel mai mare succes în societate. Aia care se poate să ascund cumva românii de multe ori, în diaspora, hai că să mă strec orice ori aici, să nu mă vadă nimeni, aia au cea mai proastă performanță. Din păcate, românii din noile generații sunt mult mai puțin bine văzuți din punct de profesional ca cei din primele generații care au plecat acolo. Pentru că aceia știau limba românească bine, aveau identitate bine controlată, pentru că cei din noua generație nu au. Cine a avut-o, nu au niște repere pe care se poate să-și construiască succesul în viață și profesional. Pentru că asta poate vorbi mult. Însă, mă vorbim despre un aspect, un singur aspect pentru care am și continuat și continuat să continuat. Au tot mai des în București, pentru că am mulți prieteni și din generația noastră și aceștia au copii la școală, la liceele din București. Nu dau nume, pot să dau și nume. Licee mari, mai mici sau mai mari, în care fete din liceu sau băieți declară trebuie bine și omosexual. Asta o auzeam acum 5 ani, 7 ani, 10 ani în anile. Dar s-au înțeles că în Orientate, în Belgia, în Olanda, dar în România, nu cred că de unde. Bun, dar sunt niște mesaje culturale, este clar și voi vorbi. Care e mai mult decât atât. E chiar o problemă de identificare, de identitate. De ce? De ce? Pe modul pe mecanismul cum ne dezvoltăm noi identitatea, identitatea omului se dezvoltă în baza unor experiențe. Este o carte la Albert Adler Bandura, un mare psiholog, al secolului al XX-lea, cred că unul și mai mare, foarte mare. Are o carte experiența modelează și așteptările, expectation. Ei, experiența este cea care modelează identitatea. Ca să ai identitate, trebuie să ai niște experiențe. Noi avem, să zic, o propensiune. Dumnezeu a
a pus în noi profesional, adică un impuls să facem anumite lucruri. Dar dacă nu o să avem experiențe de acelea, nu o să devenim. Nu devenim în baza experiențelor. Mă uitam pe mai în urmă la un prieten în curte, copiii, mai mulți copii, că noi suntem acolo, mai mulți de familie și s-au adunat copiii între ei. Fetițele toate erau niște păpuși, niște chestii, se jucau, băieții erau cu niște mașini, se băteau. Și mă uitam copii la 5 ani, 6 ani, zic, mă, dar unde s-au așezat ei, cum s-au organizat așa? Și în general, dacă vă duceți într-o comunitate, vedeți că cu fetițele se joacă cu anumite de jocuri, băieți se poate de joc. Și nu este cum zic ăștia, domne, sunt experiențele, au fost băgate de toate. Nu, ele așa simt natural, să se joace cu păpuși. Să îngrijească ceva. Băieții nu vor să îngrijească. Nu interesă să te bată. Ei mai repede se bată. Să se încerce, să se bată, să alerge, să facă o chestie care... Asta este firea băieților. Acestea sunt doar dat un exemplu, dar sunt multe exemple. Băieții au niște experiențe diferite de ale fetelor din primul an de viață, când ei nu sunt diferențiați din puterea hormonală. Până la 12, 10 ani, nu sunt diferențiați. Cam aceeași activitate. Deci nu hormonii sunt cei care le dă acea înclinare, ci altceva. Sunt băieți, sunt fete. În cazul astăzi este ceea ce am ajuns la concluzia asta, că experiențele tinerilor nu mai sunt ale nici al bărbătești, nici femeiești. Nici ale băieți, nici ale fetei. Este experiența androcină. Pentru că vizionarea, ecranul, este experiența androcină. Mintea ta este... nu este legată nici măcar de natură. E o experiență depersonalizată și depersonalizantă, care îți anulează identitatea. Identitatea noastră se construiește prin interacțiune. Interacțiunea nu e doar una mentală, este una fizică. Vezi lucrurile, vezi, pui mâna, copilul când e foarte mic, în primii ani, el începe să cunoască punând mâinile, mâna, simțind, pipăind, corpul olfactiv, pune mâna pune obiectul în gură. Gustă, vreodată se pune în gură, și el așa cunoaște lumea. Deci interacțiunea aceasta ne așteaptă noi să ne formăm și cognitiv, dar și ca identitate. Spuși în fața acestor ecrane, nu mai există o identitate. Și te uiți la ei, băieții nu mai au moși, nu mai au umernați, sunt ca și așa. Mai repede au fetele cu umernați, nu știu. Și ei nu mai știu cine sunt, pentru că ei nu au în spate în memoria vieții lor niște experiențe care să zică, dar nu au fost băiat. Totdeauna am fost bărbat. Și eu nu știu cum. Dacă mass media glorifică comportamentul homosexual, și trebuie să nu fiu și eu martir. Adică mărturisitor al acestui comportament. Pentru că tot, aproape 80% din filmele pe Netflix au undeva pe acolo, unul în centru sau mai departe, un personaj care este neînțeles și că, pentru că este altfel. De asta e o construcție. Vreau să vă spun că uitându-mă zilele astea pe studii, am seama să văd și pe studii, să văd probleme de identitate, cum se formează identitatea în bun, și identitatea de ce. Am vrut să văd cum mă urmăresc. Ce mă dat seama? Că din anii 40-50 apar studiile despre atracția pe care au băieții pe anumite comportamente și fetele pentru alte comportamente. Și începeau deja se pune problema că, de fapt, nu, e o problemă culturală, că au fost repuse în context. Pe alții vedeau, deci cercetarea acestor obiceiuri nu a fost făcută decât ca să înțeleagă cum pot deconstrui identitatea de gen. Vezi cum de ce? Păi atâta timp când nu mai e băiat și fată, nu mai e familie. Nu mai e familie, sunt un de mai lucrat. Sunt bun consumator. Eu vreau să spun că cei mai buni consumatori sunt familiști. Pentru că ei economisesc. Omul singur nu economisește. Și ca atare un bun consumator. Și atunci ei cultivă astfel de profiluri. M-a întrebat o doamnă și chiar spuneam părintele lui, cum se zic, absolut de săptămâna trecută, o doamnă din Anglia, româncă, care duhovnicul a legat-o pentru mine, doamna, noi băieți aici sunt la școală. Și sunt, mi-e teamă să mă ajungă și în homosexual. Toți cu majoritatea lor publicilor zic că sunt de... Ce să fac? Doamne, ce răspuns îi dau? Că femeia și-a pus nădejdea mie. Și mi-a venit acest răspuns. Și vă spun sincer de Dumnezeu, da? Dar atunci ala mă fie. Zic, dați să fac lupte de coroane. Și pe care trebuie să nu s-a ajuns.
E cel mai simplu lucru ca să protejezi copilul să nu ajungă homosexual. Nu vă gândiți că acum că noi suntem în afară pericului dacă avem un copil mai bun. Nu. Nu, pentru că e în acestor sisteme de manipulare și dacă ei nu au dezvoltat foarte bine niște răspunsuri bărbătești, ar putea să facă greșeală. Eu știți că am proces de 5 ani cu homosexuali și am fost și condamnat la Curtea Supremă, că le-am încălcat drepturile, așa, pentru ce spun greșitate. Iar și într-un proces fie. Și a doua oară sunt. Ar fi mai rău decât doar. Însă eu o spun din punctul de vedere al faptului că cred că omul, că bărbatul este născut bărbat și că trebuie să rămână bărbat și femeia la fel. Că nu trăim într-o societate în care Mirana Namica a făcut afirmație, chiar autoarea cărții Harry Potter a făcut afirmație care a pus la îndoială această ideologie și au decapitat-o, au linșat-o în funcție, în lumea aceea. Cum ți-ai permis tu să răcii, tu zilea și marea autoare îți poți permite că să-i faci. Nu mișcă nimeni, te linșează imediat. Deci ideea următoare. Gândiți, știți poveștile românești. Acolo făceau luptă dreaptă. Se luau la trântă, se băgau până acolo. Nu întâmplător românii, până recent, luau primele loc în lume la luptă greco-romană. Ține de bărbăție. Te lupți, ai regulă, ești cinstit, ești corect. Un astfel de băiețel care dezvoltă capacitatea de a lupta, nu cred că are acest risc. Iar fata nu trebuie să stea pe lângă mamă, să fie în context afectiv, să se dezvolte sensibilitatea cu muzică, cu lectură, cu ceea ce o face pe ea să fie feminină. O fată feminină nu va ajunge ușor să se declare și, în general, să nu te apară astfel de chestii. În general, în familie dezbinată, în general, în familie în care sunt divorțuri, acolo apar și mâna mai probleme cu copiii. Copiii se revoltă. Se revoltă și revolta lor conduce, conduce din frustrări. Din frustrări are nou și o familie putea să-i bazeze din ce frustrări. Familia este cel mai important. Că piatră de temelie în viața omului. Mai am puțin ștere. Se vede că nu stați pe TikTok. Munca. Eu cred foarte mult în valoarea muncii. De aceea am sfătuit totdeauna părinții să-i pună pe copii să facă ceva din primii ani de viață, din 4 ani la 4 ani. Copiii înainte, la 4 ani, de 4 ani, au pus de părinții să facă ceva, pentru că era nevoie. Să dea cu un altul mai mic, sau cu ceașa din casă. Copilul la 4-5 ani este foarte doritor să-și ajute părintele. Sare în sprijinul lui. Și trebuie profitat de acest lucru, pentru că atunci el își dezvoltă bucuria de a face, de a lucra. Munca, mehedința, rogate, școala muncii. Și, într-adevăr, munca era foarte bine și văzută în perioada respectivă generația lor, o generație de aur a României. Formează caracterul, dezvoltă responsabilitate, învață răbdare, dă sentimentul utilității de care vreau mai devreme, omul are nevoie să se simtă util în viața aceasta. Când omul nu se mai simte util, nu mai are sens pe care să trăiască. De aceea nu se simte la pensie, pentru că nu se simte util, viața lor se scurtează. Scurtează foarte mult. Și spun ce răspunții eu ții, iată mare, o la din cauza de bolilor psihice este simțământul inutilității. Trebuie să fim utili. Și așa, avem un scop, avem un sens. Mai am ceva pe care se trăiesc. Eu am bolnav și am văzut un bolnav de cancer. La continuu. Când bolnavul are un copil pentru care vrea să trăiască, șansele lui să trăiască sunt mult mai mari. Când el nu mai are cum să trăiască, a fost părăsit. Am avut o doamnă care i-au murit, ei s-au murit băiatul 20 și ceva de ani în Creta. Și fără să fie impactul, s-a dus să muncească. După 12 zile l-au omorât. I-au propus să facă probabil traficul droguri și nu a fost de acord și l-au omorât. L-au luat la etaj, a pus amalizat tot. Și când a venit să vorbească prima dată, m-am zis, ce șansa are femeia să trăiască? Am mai trăit 3 luni, 4 luni. Câte, orice tratament îi face, nu mai ai sens viața ta. Bun. Deci, bun, munca te învață să fii util. Să bucuria de a face ceva bine până la capăt. Munca în sine este o valoare pentru tine. Și atunci tu te bucuri să muncești. Asta nu mai este un problem, pentru că ceea ce se promovează pe micile ecrane este invers, distracția. Cultura morții vine cu inversul. Ea este, cum se zice, negativul. Negativul atunci ceea ce construiește și consolidează și formează, modelează ființa umană. Distracția însă produce acea experiență a plăcerii,
ai și tații și te face dependent. Mult mai nu te face dependent. V-am zis, domnul, o obișnuință bună. Eu am văzut bătrâni dintre părinții noștri care nu pot sta niciodată. Și au 86 de ani, 78 de ani, lucrează cât de puțin. Să se simtă util, să facă ceva. M-am un singur lucru la care aș da un răspuns, aș încerca un răspuns. Și îl lasă și pe unul de. Și acesta este de ce copiii adolescenți nu mai vin la biserică după anumite vârste. Numele noastre, în comunitățile noastre. Cresc cu a ta, cresc cu unul. Și la un moment dat, nu mai vin. Se și revolt, cum zic la atei. Fenomenul este foarte des întâlnit, în condamnarea noastră. Sunt multe motive. Bun. Încep de la cele mai simple. Că părinții au forțat să vină la biserică. Și aceasta nu era pentru părinți neapărat o așezare duhovnicească față de harul lui Dumnezeu, ci era mai mult una ca un obicei. Sunt și obiceiuri sociale. A mergi la biserică poate fi și un obicei social. E o altă discuție pe care putem lucra. În momentul în care ei scapă de coerciția aceasta, vor fugi în obicei. Eu sunt pentru libertate. Și aici îi zici, îl îndemni, de-i cu tine. Dar îi dai și libertate. Ești în dialog permanent. Părinții ei sunt în divorț sau în relație proastă, copilul are o problemă de anxietate, se revoltă și părăsește, se răspunde asupra relației cu biserica. Biserica de mâncă este asimilată cu familia. Băiatul nu a avut o relație până cu duhovnicul care l-ar fi putut ajuta să conserve relația cu biserica și părăște biserica. Duhovnicul este pentru băiat foarte importantă în relațiile cu biserica și în influențarea lui în viață. În studiile americane se arată că cei care au confesori, care au avut duhovnici, au cel mai mare succes profesional și în viață. Este elementul de influență mai mare decât familia. Fata, elementul de influență cel mai mare este relația cu mama. Mama este primară, dar afectivă cu tată. Dacă are un tată care arată afecțiune fetei, mult mai puțin probabil va ajunge recurând în brațele unui bărbat străin. Acum, de ce copiii pleacă la o anumită vârstă și nu mai vin să vadă biserica? Eu asemenea asta ce gândesc la mare, părinții Marie, chiar când veneam să spuneam prietenul care a venit, că uite, au murit atâția oameni aici, în mare pregătoare, vara asta. Au murit pentru că au făcut acele lucrări și se formează niște curenți care intrau la fel. Ei, astfel de curenți, prin astfel de curenți trebuie să treacă și în viață. Și dacă ei nu au o curabie, o barcă, foarte bine, foarte sănătoasă, se va scufunda. Îi trage la fel. Marea vieții trage la fel. Ce înseamnă o barcă care să reziste? Să reziste anturajului, să reziste mentalităților, curentului fix, sunt niște curenți mentali, dar e foarte greu să reziști. Eu cred că copilul trebuie să aibă, tânărul trebuie să aibă deja un caracter puternic și o personalitate puternică. Ca să se poată opune. Să nu fie dependent de anturaj. Ca să fie recunoscut, pentru că toți avem nevoie de recunoaștere. La un om cu personalitate, ce nu mă interesează pe ce vorbesc. Păi eu știu care este adevărul față de el. Iar această personalitate se dezvoltă prin cultivarea valorilor. Înseamnă copilul să aibă o educație sănătoasă. Prin caracter. Să aibă un caracter puternic, să fie învățat odată să spună adevărul, să nu fie, cum o văd părinți, că în momentul în care copilul a făcut ceva, îl obligă să mintă. Nu, domnule, asumă-ți. Nu te omoară nimeni. Ai greșit. Negocia. Dar nu te distrug dacă ai greșit, ca tu să înveți să minți. Și o să fii mulțumit mai mințit. Nu. Pentru că problemă de caracter. Și undeva se va vedea în viața mea asta. E foarte importantă lectura. Mama și spus că cel mai important în dezvoltarea copilului, cred că copilul este să se înceapă să citească copilului din primele luni de viață. În primul an de viață să citească, să fie obișnuit. Asta să fie lectura, să fie cea mai importantă experiență copilărială. Pentru că dezvoltă și limbajul, de și o experiență afectivă și una cognitivă. Dar lectura, dragostea față de carte, poate susține toată viața. Cartea este o valoare în sine. Munca este o valoare în sine, te învață să lupți. Un om care este sănătos croit, vine, poate să vină mult mai ușor în conflict cu regulile care ne impunează lumea. Să-și dea seama că, de fapt, societatea este a seducției, adică magică, și până la urmă este și o religioară, pentru că totalitară îți impune anumite lucruri. Și atunci el va putea să se desprindă.
să nu fie robe ecranelor, pentru că dacă este robe ecranelor și culturii de consum, dar nicio șansă, că vin părinții și spune, Doamne, i-am pierdut. I-ai pierdut pentru că tu l-ai dat ecranul pe mână și el a fost devenit rob și ecranul a fiat. Și l-a scos din biserică. Mai este un via școlii. Noi dăm copii la școală și avem impresia că școala o să-și facă datoria și o să facă deștept. Nu. Nu. Eu nu cred asta. Din nefericire, programele școlare sunt făcute prost. Sunt făcute ca să producă scârbă, greață, reacția copilului la tot ce înseamnă proces de învățare. Se bazează și s-a spus câteva publica în numărul următor din revista Familie Ortodoxă, un articol al lui Eminescu despre cum se întâmpla și atunci, cu multă memorizare și puțină gândire. Eu cred că școala trebuie să atragă și să provoace gândirea și nu să accentueze pe memorizare, pentru că memoria la un moment dat obosește și nu slujește gândirii. Noi nu ducem pe copii ca să acumuleze cunoștințe, ci să gândească lucruri. Din nefericire, părinții își imaginează că dacă iau note până la școală, lucrurile sunt în ordine. Nu sunt în ordine. Eu cred că școala trebuie să înceapă în familie prin activități. Copiii trebuie să facă instrumente muzicale. Și am spus și o spun de 1000 de ori. De ce evreii contribuie? Pentru că copiii lor au parte cea mai bună educație. Din generație în generație. Și dacă din generație în generație se produce epigenetic o creștere, o lărgire a capacității de învățare, de sensibilitate. Iertați-mă, dar noi cred că în România îmi pare foarte rău și mă doare pentru aceasta. Am pierdut această șansă. Deci, lectură, muzică, sport. Sportul este esențial. Sportul dezvoltă comunicarea dintre emisferele cerebrale. Dreapta stângă, adică inteligența. Copiii nu fac sport. Nu mai vezi că se așa. Muntele, mergeam. Noi eram, mergeam pe munte, eram fericiți. Nu mai vezi, munții sunt voi. Tinerii nu au timp să ajungă acolo. Deci cred că ar trebui să avem în vedere să dezvoltăm. Haideți să închid. Să mai poate vorbesc despre idealul, despre religie, valori, cultură. Multe. Dar, unul cred că trebuie... A, aveam și ceva soluții. Am și uitat. Of. În primul rând, fără ecran. Deci, eu vă spun și o spun peste tot. Nu ecranul. Până, Obama i-a dat telefon mobil la fetele lui la 16. Știți cine a fost Obama? A fost un președinte american. Când spun astăzi copiilor cine a fost Obama, îi întrebe, nu știu cine a fost. Dar mi-e teamă că și copilul american, dacă îi întreb cine a fost Obama, nu știu cine a fost. Și nu glumesc. Nu. Sub orice formă nu trebuie să cedăm. Am cedat, am pierdut. Pentru că acel instrument va genera dependență. Și el îl va reclama. Cât se uită mai mult, poate va prea mai mult. Și o să intre nevroză și o să ne facă viața un... Iată. Oh. A, sunt, vor fi frustrați, să spun. Vor fi frustrați, nu o să fie ca ceilalți. Bun, și nu ne-am avut, noi nu ne-am frustrați. Eu mă amintesc că era foarte frustrat. Eram într-o clasă, în mijlocul Bucureștiului am învățat, chiar vis-a-vis la măsla americană, pe totul la vieții, în care cei mai mulți erau copii de bogătare. Și erau pe vremea aceea bogătare, de înainte de 90. Director de hotele, securiști, nu știu ce. Și erau o familie săracă. Și ce frustrări aveam? A, nu aveam nici hainele, nu aveam nici video, nu aveam nici aia, nu aveam nici aia. Uite că n-am murit de atâta frustrări. Nu m-am murit deloc. Asta m-a făcut să doresc să lupt mai mult în viață ca să fac ceva. Bă, eu n-am primit. Trebuie să mă zbat, să muncesc. Nu cred că frustrarea asta este o chestie. A, vor fi frustrări! Dați-le telefon și vor avea frustrare că nu pot să comunice. Vor avea ceilalți, vor avea frustrare că nu le place munca. Vor avea frustrare că nu pot învăța nimic. Că nu pot face nimic în viața lor. Atunci, cu adevărat, să fie frustrați. Doar frustrare de viață. Nu, vorbesc de fapt. Această frustrare că nu ai ceea ce au alții, nu e neapărat real. WhatsApp-ul. Domnule, trebuie să ai WhatsApp, așa este doar temele la școală. Eu trebuie tot timpul pe părinții, arătați și mie legea învățământului unde scrie copilul este obligat să aibă WhatsApp ca să poată face școală în România. Și dacă găsiți asta în legea învățământului, trebuie să-i acord. Dacă nu găsiți, puteți să explicați la profesor la școală că școala nu a fost gândită în contact, în raport sau în relație cu WhatsApp. Bun. Vreți totuși să faceți ceva cu copil? Puneți-vă dumneavoastră instalați pe WhatsApp, dacă aveți, și primiți lecțiile lui pe WhatsApp și le dați. Dar niciun caz el să stea pe aceste lucruri. Activitățile.
Noi dacă dirijăm copilului mediile prin activități, va fi fericit. Cu cât face mai multe, cu atât va fi mai bucuros să facă și mai multe. Și va scăpa de robia acestei, acestor mecanisme care generează dependență. Cartea încă din timpia de viață. Și am spus câteva cuvinte despre sănătatea aceasta abstinenție emoțională care se legată de familie, dar și de marea familie. Copiii au nevoie de prieteni. Cred că una din soluții este comunitatea. Trebuie să avem comunități puternice, să avem oameni care gândesc la fel, care au copii și se pot împrieteni între ei, se pot valida între ei. Comunitatea este zona care dă stabilitate copilului. Fără comunități suntem pierduți, nici nu mai discutăm de viitorul acestei neam sau de al lumii neam. Pentru că orice fel de societate se sprijină pe familie și comunitate, cel la mică, cel la mai mare, a oricărui familie. E bine să fie determinat să facă acte de altruism, să fie sănătoși sufletești. Altruismul îi ajută foarte mult. Am avut cazul de tineri, dar nu puteau scape de anumite dependențe. Și nu știu, mi-a venit la o conferință să-i zic, întrebat fiind, unde iau, iar de aceea să faci ceva pentru ceilalți. Nu te știu la asociațiile astea de tine. Ortodox și ajută-i pe ilalții cu ceva, ajută pe alții. M-am întâlnit cu el, cu urmași mei, că undeva Dumnezeu a scăpat de dependență. Nu te ajută Dumnezeu dacă vrei să scapi numai tu de problema ta. Te ajută dacă te îndrepti către celălalt. Pentru că n-ai scăpat de problema ta, concentrându-te obsesiv asupra proprietare probleme. Trebuie să fim bucuroși să-i ajutăm pe ceilalți. Când îi ajuți pe ceilalți, te ajută Dumnezeu să te eliberezi de patimile respective. Doamnă, cam pe acolo sunt. Dar și părinții trebuie să fie altruiști. Nu poți să vorbim de altruiști dacă nu auzi părinții altruiști. Și vorbim de copii, dar să vorbim de părinți. Să vorbim de bunici. Dacă cu părintele stau și cum este, eu fumesc că sunt mare, să nu fumesc, că sunt mare, să nu fumesc, ești mic. Păi și dacă ești mare, atunci mai puțin că trebuie să fumezi, că trebuie să ai grijă de mare. Ce, dacă fumezi, înseamnă că ai făcut o gramă? Nu. Și aș copilul ce vrea, vrea și să fie la mare. Deci părinții trebuie să fie, în primul rând, oameni altruiști. Părinții trebuie să fie un model de Doamne, să nu mint în fața copilului. Că dacă eu zic, ia spune lor, nu sta acasă. Răspunzi tu la telefon, zic că nu ești acasă, dar. Păi eu nu am învățat să mintă. Și mai învăț în modul să te rog să mintă, și de-aia e la mintă, dar mintea așa e la să minciune e vinovată. Nu este niciune vinovată și vinovată. Niciune e niciune. Am învățat să mintă, îi strică caracterul. Nu o să ai o putere în viață să nu te pentru adevăr, pentru că e de un mincinos. Să nu vă de orice. Și încheie cu niște chestii, lucruri foarte importante. Învățați copiii cu rugăciune, învățați să-și facă cruce, învățați cum să lucrurile, să lucrurile normale, să se împărtășească, învățați să trăiască cu evlavie biserica. Dar nu puteți să o faceți dacă noi și noi nu dependim această evlavie, dacă noi și noi nu dobândim rugăciunea, dacă noi și noi nu ne luptăm să o dobândim. Că n-am dobândit, n-am dobândit, poate nu o să dobândim niciodată. Dar să ne luptăm, să facem efortul acesta. Și Dumnezeu pentru rugăciunea noastră este cum să-i mai păzească mai mult pe copii decât foarte multe lucruri pe care le-am putea face pentru ei. Eu cred în puterea aceasta a gândului părintelui, că este părintele și se roagă altfel la Dumnezeu pentru copilul lui, pentru că îl doare și strică altfel. Dar trebuie să avem acest exercițiu și cred că mulți dintre ei ar avea alte șanse. Copiii au nevoie de prezența părinților în momentul care spune, da, dar eu am la servicii, da, dacă nu te mai gândești acasă când ești la servicii. Și mai zic, Doamne, vine să păzește la porumb, copilul simte gândul tău. Și când te întors acasă, se bucură că te vede de a simți tot timpul prezent. Dar dacă tu te duci acolo și te-ai rupt complet de el și trăiești cu patimile tale, stai cu un film sau cu o chestie sau cu un ceac, copilul va simți că tu ai fost absent complet din viața lui. Și vii acasă și nu avea de absent. Că spuneam, Doamne, de la ce neam chiar, cu mulți ani în urmă, soțul meu vine de la servici, acasă este tot mai contactul la părere. Nu avem nicio relație. Îmi spunea Andrea, la o conferință. Soțul meu vine acasă, zic, dar de ce n-a făcut copii? Păi copii se fac celălalt, nu se-i mai sigur. Dar soțul meu când vine acasă, stă la toate din la ce jocuri și eu mă culc. Și el este la jocuri până să-l zic. Și eu dimineața, când mă scot, el doarme. Și noi nu ne vedem și ne întâlnim niciodată. Mi-a zis, nu mă zic, să mă joc și eu cu el. Să stau fel. Și am făcut și o lună, două, dar n-am existat. Și n-am mai făcut. Vă spun sincer. Deci cred mult în această cultivare a Duhului, care este cultura culturilor, este cultura Duhului, care se opune acestei culturi a morții în care trăim astăzi. Toate sunt pe invers, toate sunt un egalit, dacă faci o radiografie a ceea ce ar trebui să fie. Din păcate, aici am ajuns să trăim și va fi din ce în ce mai rău.
Dar noi îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Problema este că nu ne comportăm ca și cum avem pe Dumnezeu de partea noastră și cred că astea sunt animalele noastre probleme. Nu mai, soluții se pot da și astea sunt soluțiile cât se poate de simple. Dar dincolo de soluțiile astea simple, care pot să pară complicate pentru unii sau pentru alții, eu cred că unul cel important de lucru este să avem o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Pentru că te duci la biserică, a trecut o viață întreagă de pe totul și pe acolo și e departe de a fi în biserică. Și se întâmplă asta cu foarte mulți. Cu tot felul de tipuri de patologii, unii fundamentaliști care tot timpul sunt catastrofici, din Apocalipsa. Alții foarte laxiști care zic, se poate și cu aia, se poate și cu aia. Vorba părintele Dionisie. Se poate și cu aia, nu și cu aia, dar lucrurile devine un rău mare. Nu se poate. Nu se poate cu compromisul, poate. Eu te consider patologia de spirit. Nu înseamnă că dacă vrei la biserică, ești sănătos. Poți să ai patologia de spirit și așa se poate vorba. Mă opresc aici, că chiar nu fac un pic mulțumesc. Prima carte creștină, sau în lumea creștină, se numește Didachea și Norbeștiul Apostol. Și eu am tot timpul un cap așa, că începe așa. Sunt două lei. Una a vieții și alta a morții. Și este mare deosebire între cele două lei. Foarte simplu. Care a vieții este aceasta? Mai întâi să iubești pe Dumnezeu, Creatorul tău, al doilea, ca vreau pe Dumnezeu, ca pe tine însuși. Și toate câte voi să nu ți le facă ție, să nu le face nici cu altora. Iar învățătura acestor cuvinte este aceasta. Binecuvântați pentru cei ce vă vrea seama și rugați-vă pentru dușmanii voștri. Postiți pentru cei ce vă prigoniți, ca mulțumită să aveți, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ca că ce mulțumită aveți dacă iubiți pe cei ce vă iubesc. Nu știu tot când fac acest lucru. Voi să iubiți pe cei ce vă urăți și nu veți avea dușmani. Depărtează de poftele trupești și umești. Și așa mai departe. Și care a este aceasta. Mai întâi de toate se rea și plină de blestem. Urâci, răbucică, adultere, pofte, desfrânări, pății, idolatrii, grăși, farmice, răpiri, mărturii mincinoase, fățărnicii, inimă vicleană, vicleșug, mândrie, răutate, vrăznicie, lăpomie, cuvinte de rușine, invidie, nărușinare, gunfare, furturie, lisă de teamă, prigonitori ai celor buni, urâtori de adevăr, iubitori de minciună, unul răsfata dreptăți și așa mai departe. În fond, și spune, poți să alegi. Care a vieții sau care a morții, Dumnezeu te forțează. Din păcate, în cultura care trăim este o cultură care nu se oferă mai mult moartea în față. Dacă o alegem, este calea morții. Dacă mergem pe cealaltă, care a vieții, se zice strâmbă. Este calea vieții și potrivită. Mulțumesc.